Guardians of the Galaxy Holiday Special, Christmas Special, Holiday, parcă Holiday, mă rog, este un scurtmetraj cu Guardians of the Galaxy, cu Guardianii Galaxiei, în principal cu Drax și Mantis, care vor să-l facă pe Kevin Bacon, actorul Kevin Bacon, asta e premisa, cadou de Crăciun lui Star-Lord, pentru că na, a fost eroul lui în copilărie și îl știe din filme și nu știu ce, și Drax și Mantis, într-adevăr, sunt cei mai out of touch, sunt cei mai lipsiți de judecată, nu știu cum să zic, cel mai departe de comportamentul normal, omenesc, deși, mă rog, mai se presupune că mai diferiți, mai dubioși, știi? Și asta face chestia asta amuzantă, premisa asta, pentru că ei interacționând cu orice de pe pământ și cu oricine, de fapt, știi, mai multe rase de extraterestri. Și umorul lui James Gunn este scris și regizat de James Gunn, parcă și scris. Mă rog, umorul lui se vede, e bunicel de multe ori, e destul de bun. A fost mișto, a fost amuzant, a fost drăguț, a fost emoționant. Chiar mai emoționant decât mă așteptam. Ăsta, James Gunn, are, îmbină foarte bine muzica cu scenariul și scenele în sine, știi? Și cum nu ține el de cum le editează. Probabil cine îi le editează, poate vorbesc, poate, nu știu. Dar e mișto atmosfera cu totul, mai ales muzica, încă o dată, cum se îmbină cu ce arată și având în vedere că a fost drăguț, așa, știi, gen de Crăciun, cu cadouri, cu, mă rog, atmosfera, bla, bla, bla. Au făcut un moment, că nu poți să spui mai mult de atât, un moment de Crăciun destul de frumos. Nu mă așteptam să fie mai lung, adică, nu știu, a trecut foarte repede, chiar și 40 de minute, am văzut că durează vreo 40 de minute și mi s-a părut că a durat mult, mult mai puțin, parcă exact când se înceapă ceva, se termină, dar, mă rog, dacă vă așteptați la chestia asta din timp, acum că o știți, poate o să vi se pară mai lung, nu știu. A fost ok, nu pot să zic, adică a fost mai mult decât ok, pentru ce a vrut să fie, i-aș da, pentru mine personal, i-aș da chiar un plus 9, știi? Pentru ce a vrut să fie, nu știu de ce l-au făcut neapărat, dar ok. Fanii Guardians of the Galaxy sigur o să vă placă destul de mult, iar să trecem și la următorul film, Troll, este pe Netflix, destul de nou, acum nou, a apărut, norvegian, și mi-a scris aparent cineva din Norvegia, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar mă rog, mi-a scris la short-ul pe care l-am pus anunțând că o să urmeze recenzia asta, că nu am zis corect că este un Godzilla norvegian, pentru că trollii în mitologia norvegiană au apărut înainte de Godzilla. Ok, Godzilla e inventată de cineva, adică, nu știu, bine, nu că trollii n-ar fi, dacă stai să o iei așa, dar ok, bine, au fost înainte să fie Godzilla, nu știu ce, benzi sau ce dracu a fost prima oară cu Godzilla. Ok, bine, bun, bine, dar filmul ăsta a ieșit în 2022, mi s-a părut că cea mai mare bilă neagră într-un fel a fost că mă gândeam că, ok, o să fie ori prea artistic și n-o să ne arate trollul în măreția sa, știi, prin plan și prea... Și dacă îl regizau cumva și ne arătau, știi, puțin, dar totuși satisfăcător, ar fi fost mai bine. Aș fi preferat așa să nu ne-l arate... mai ales dacă n-arată grozav, să nu ni-l arate în prim plan, cadru larg, foarte des și nu știu ce. Au făcut asta, l-au arătat în cadru larg, des, că mult CGI, nu știu ce, dar a arătat destul de bine. Deci, mă rog, tot aș fi preferat poate partea aia, dacă o regizau bine și nu știu ce, la lasă, nu ni-l arate chiar atât de în totalitate, așa. Tot aș fi preferat
frânturi, știi, și să fie jumătate comercial, jumătate artă, știi? Dar ei s-au dus all-in, asta ziceam de Bila Neagră, s-au dus all-in pe Hollywood stilul ăsta americanesc, nu știu ce, adică a apărut foarte asemănător cu Godzilla, King Kong, știi, filmele astea americane cu monștri uriași. Parcă și nu omagiu sau inspirat din, ba chiar mi s-a părut că au încercat să imite, au încercat prea au imitat stilul. Se vedea parcă un pic forțat, încât câteodată părea fals, parcă te scotea din atmosferă tocmai pentru că, ok, aici e scos parcă din filmele americane, aici parcă e scos din filmele americane, aici. Și nu neapărat că e scos din filmele americane, nu contează că e norvegian și mama americană au făcut asta de 1000 de ori, deși într-un fel contează, dar clișeic poate un pic, știi? Nu, ok, e troll, arată bine, nu mă așteptam să fie CGI-ul atât de bun, adică nu mă așteptam să fie totuși bugetul atât de mare pentru filmul ăsta, l-arată destul de des și, încă o dată, făcând, da, distrugând și scene de acțiune destul de multe și mari, știi? Chiar nu mă așteptam să fie atât de multe. Seamănă, e o scenă cu niște elicoptere care seamănă foarte mult cu King Kong, mai ales cu Kong ăsta nou, primul film din seria nouă. Iar foarte multe chestii parcă luate de acolo. Nu, asta nu înseamnă neapărat că, aoleu, ce ați făcut, v-ați luat după. Nu, dar n-a dat nici prea bine. Execuția contează, știi? Și a fost destul de mișto. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut mai ales poate prima jumătate, deși și în prima jumătate sunt niște scene cu un personaj foarte pămpălău, tembel, mă rog, care e cică amuzant, dar de fiecare dată când era câte o scenă în asta amuzantă, mă scotea cu personajul ăsta, mai ales mă scotea din film, mi s-a părut așa, era aproape prea parodie, comedie, parcă, știi, te scotea din film. A fost mai mult parcă în a doua jumătate mai rău chestia asta, dar, mă rog, a avut și acțiune, încă o dată, totuși destul de bună, arată bine, încă o dată, efecte și nu știu ce, dar cum se termină e ok, destul de, iar, clișeic și tras de păr și parcă prea comercial într-un fel, mă rog, cred că poate prea de clișeic, n-am cum să zic altfel. Ar fi putut să fie mai mișto dacă îl făceau un pic mai original, poate, și mult prea simplu, mult prea simplu cum se rezolvă și o să vezi la ce mă refer. Avea o sensibilitate, un punct sensibil, așa, trollul ăsta imens, știi? Adică a funcționat filmul doar pentru că au avut noroc, știi? Adică, mă rog, nu e rău, dar mă tot bâlbâi să găsesc chestii, știi, bune și rele. A fost poate prea asemănător cu Godzilla și King Kong și nu mă așteptam, dar sunt câteva scene destul de mișto, încă o dată, și făcute și de acțiune. Nu sunt rele. Mă rog, pentru ce a vrut să fie, e un, poate un, și cât de enervant a fost și cât de clișeic a fost și cât de nu știu ce, mai ales spre sfârșit, așa scade poate pe la un plus 7 poate pentru ce a vrut să fie. Na, e peste medie, știi, e ok. Părerile voastre, cum vi s-a părut, v-a deranjat asta, v-a plăcut, cât de mult, nu știu ce, și Hollywood, și Guardians și Troll în comentarii. Vizionare foarte plăcută în continuare, nu uitați să-mi spuneți ce vreți să urmeze și abonare undeva, pe undeva, ori aici, ori aici, ori aici, ori aici. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa!